În acest moment, astfel de acțiuni nu pot fi realizate decât de către cei în drept, poliție, jandarmerie, în cazul unei suspiciuni, acum se cheamă poliția, doar că avem nevoie, poate, de o procedură mai la îndemâna școlii, care să nu necesite timpi foarte îndelungați. Și atunci putem să vedem în ce condiții, dacă există suspiciunea, cineva din școală, preferabil nu cadrul didactic, că nu cred că ei ar trebui să facă astfel de controle de bagaje sau corporale, dar cineva, poate că cei de la pază, pot să aplice o procedură de limitare a accesului cu astfel de obiecte. Este îngrijorător, într-adevăr, că ele ajung în școală și trebuie să găsim un proces perfect legal prin care ele să poată fi confiscate și trebuie limitat accesul cu ele în școală.